Bună seara, sunt Oleg Brega și vă invit, ca în fiecare zi la ora 7, pe Unda Verde să discutăm despre problemele țării, dar și ale planetei, dar și probleme sociale, să le discutăm prin prisma activismului verde ecologist. Din nou i-am prezent pe participantul permanent Silviu Dumitru, secretar general al Partidului Verde. Și iată, în seara asta avem oaspeți noi, neașteptați, Raul Galan din Statele Unite, unde se pare că e unul dintre epicentrele COVID-19, domnul Alexandru Pârvu, o să ne spună el acuși de unde și cu ce se ocupă, și un consilier general din București, consilier de la Primăria Capitalei, Octavian Berceanu, care ne onorează cu prezența lui, probabil vrea să ne vorbească de ce e atât de poluată capitala sau la ce folosește să dai cu elicopterul de sus, că am auzit că la primărie sector 6 în felul ăsta se dezinfectează străzile. Haideți să vorbim întâi cu oaspetele nostru de peste ocean să ne spună cât de gravă e acolo, dacă îi întrece și Italia și Spania după numărul de îmbolnăviri și decese. Și cum așa, cea mai puternică țară de pe planetă a fost luată prin surprindere de, iată, un virus. Da, bună seara. Numele meu e Raul Galan. Deocamdată sunt în Michigan. Așa, foarte scurt despre mine. Sunt originar din Bistrița, născut, crescut acolo și acum sunt asistent universitar și fac doctoratul la Universitatea din Michigan. Lucrurile din punct de vedere a COVID-ului sunt foarte urâte aici. Și asta cred că e rezultatul, în primul rând, a sistemului total dezastruos de sănătate de aici, din Statele Unite, dar și a politicilor publice și de sănătate a administrației Trump din ultimii ani. Să vă dau un singur exemplu. În luna decembrie-ianuarie, când în China deja se vorbea despre o pandemie, aici Trump a eliminat și a luat toate fondurile de la Centrul pentru Epidemiologie și a concediat pe toți epidemiologii de aici, că au spus că nu e nevoie de așa ceva. Lucrurile au evoluat foarte rapid, în primul rând din cauza lipsei testării în primele luni, când au apărut primele cazuri. Aici nu au avut teste absolut deloc pentru vreo 2 luni. Abia acum s-a omologat, FDA-ul a omologat primele teste pe care au început să le producă. Deci abia acum au început să testeze ceea ce vedem noi acum, a 200.000 de infectați. Asta e rezultatul unei prime tranșe de testări. Epicentrele sunt în California, New York și aici în Michigan, unde sunt eu. De vreo o lună sunt baricadat în casă. Problema asta e numărul unu, lipsa testării, dar apoi e și lipsa tratamentelor. Aici sistemul medical este complet privat, nu există asigurare de sănătate obligatorie garantată. Este asigurat testul pentru coronavirus, însă toate tratamentele trebuie plătite, ori de către o companie de asigurări medicale, ori de către persoană. Cine nu are asigurare medicală sau nu are bani să plătească, nu primește tratament pentru COVID. Și așa am ajuns în cazuri în care avem bebeluși de 6-7 săptămâni care mor din cauza coronavirusului pentru că părinții nu au asigurare medicală. Chiar în ultimele 24 de ore au murit mai mult de 1.000 de oameni. Da, exact. Și bineînțeles, cele mai afectate comunități sunt comunitățile dezavantajate, comunitățile sărace sunt cele mai afectate. Mai e o altă problemă, centrele unde sunt ținuți imigranții considerați nedocumentați, ilegali. Știți că aici, dacă ești prins de că nu ai acte în regulă, ești pus într-un fel de lagăr, închisoare. Și problema e că acei oameni, chiar dacă n-au comis niciun fel de crime, n-au comis nimic, deci nu li se poate imputa absolut nimic în afară lipsa unor acte, sunt ținuți acolo și a început deja virusul să se propage și acolo. Oamenii respectivi nu au asigurare medicală, toate serviciile de medicale pe care le primesc vin de la ONG-uri, care au, bineînțeles, resursele sunt limitate. Situația e destul de urâtă și, din câte am văzut, chiar și Trump, deși în ultimele 2 luni a tot spus că ei nu au nicio problemă și că toate astea este un virus chinezesc, în Statele Unite nu este problemă cu așa ceva,
A ieșit acum vreo câteva zile și a spus că se așteaptă să fie între 100 și 250 de mii de morți în Statele Unite până când epidemia se va încheia. Deci situația e destul de urâtă și cred că, nu, mă rog, eu mă bucur că sunt privilegiat un pic aici, că pot să-mi permit să stau înăuntru, majoritatea nu-și permit și cred că și în Europa lucrurile, și în țările din Asia lucrurile stau un pic mai bine decât aici în Statele Unite. Deci, deocamdată, de la Statele Unite nu putem învăța nimic de bine cum să facem față unei crize de acest fel. Ba, din contra, e un model de cum nu trebuie procedat la nivel de solidaritate, de asistență socială, de atitudine a autorității, a statului. Acum am auzit că au dus o navă militară în nu știu care dintre porturi în Los Angeles și nu știu de ce un mecanic de locomotivă smintit a vrut să o scufunde. Oamenii sunt revoltați probabil de atitudinea statului, de disprețul lui Trump care s-a dus, a dat mâna cu Bolsonaro, e de mirare cum de nu s-a îmbolnăvit și el. Da, exact, asta este problema. Și vedem aceeași problemă și în Brazilia. Chiar citisem niște știri, faptul că în Brazilia Bolsonaro a refuzat să introducă stări de urgență, a refuzat să introducă carantină, așa încât crima organizată, șefii mafiei, sunt cei care îi obligă pe oameni să stea în casă. Deci, cumva, șefii mafiei au început, sunt mai conștienți de ce se întâmplă în Brazilia decât fascistul de Bolsonaro. Dar, mă rog. Cineva chiar făcea o glumă pe internet. Cât de gravă e situația? E foarte gravă. Dacă anarhiștii au început să ne roage să ascultăm de autorități, stăm în casă, înseamnă că e foarte gravă. Octavian Berceanu, dacă vorbim despre anarhiști, ce face primara capitalei? Am auzit că vrea să-i vaccineze pe toți, dar deocamdată face numai conferințe de presă și iese cu medici de fiecare dată, deci îi ține din treabă pe medici care ar trebui să fie acum pe linia frontului, în tranșee, nu? La nivelul primăriei e mai mult o mișcare de PR, de fapt. Contagiunea asta PR-ului fără un background din disciplina respectivă în spate e gravă și la noi. Peste tot se întâmplă asta, numai la primăria capitalei. Ce interesant este că cumva primăria a fost luată prin surprindere, iar acțiuni mai multe sunt la primăriile de sector. De ce? Pentru că nu au adus în timp un personal destul de calificat care să genereze, să simuleze situații de criză. Astăzi vorbim de pandemie, dar putea fi un cutremur, la fel de bine puteam să avem alte Și cutremurul se poate lucruri întâmpla ca în Croația, fix în timpul pandemiei, că au avut un care. cutremur Exact, asta puternic recent și noi este oricând ne așteptăm la un cutremur puternic ca cel din 77. cel mai groaznic scenariu în care ai un episod de pandemie de orice tip și ai și un cataclism natural în aceeași perioadă. Ei nu se așteptau, dar uite că n-a lovit pandemia care avea o probabilitate cea mai mică, de fapt cea mai mică probabilitate a unui eveniment de astfel de amplitudine dat de o pandemie. Și mult mai probabil era un seism pentru București, un seism major. Și nu avem absolut niciun fel de marge de eroare în gestionarea pandemiei, în contextul în care am vorbit de niște acțiuni ale primăriei generale, adică niște verificări ale populației, sondări prin efectuarea de teste, care erau irelevante, de fapt. Eu aș prefera testele alea să le facă cei care vând la Mega Image sau în alte magazine, cei care vin și, nu știu, polițiștii, paznicii de la diferite obiective care interacționează cu publicul, decât să faci așa la nivelul țărilor de bloc un sondaj, ca și cum ai atrage cumva electoratul spre tine că ai făcut ceva. Ei, nu s-a întâmplat nimic. Din păcate, avem o clasă politică încă flămândă după imagini total desprinsă de realitate, neinstruită, iar celulele alea de criză pe care le are orice comunitate, orice stat, sunt niște celule în care nimeni nu știe ce să facă, pentru că nu au existat scenarii și antrenamente. Nu știu dacă ați văzut în Japonia ce înseamnă pregătirea pentru un cutremur sau orice astfel de cataclism și cum au reacționat cei din Corea de Sud sau Japonia, cu ce viteză și care este mortalitatea, nu mai zic de nemți, cum au reacționat ei și cum reacționăm noi, adică
Acum, dacă pe stradă vezi o grămadă de oameni în vârstă care se plimbă, își plimbă pisica, porcușorul, orice altceva decât să stea în casă. Și ai dacă ieșit unul cu peștișorul în pungă, în bătaie de joc, cu peștișorul la plimbare, asta e chiar nesimțire. Dar partea bună este că avem o societate civilă destul de isteață și au demarat un proces pe care trebuia să-l demareze instituțiile publice, respectiv primările, să facă un inventar al bătrânilor, a celor care sunt în vârstă și sunt peste 65 de ani și care sunt nevoile lor, știi? Că poate au niște nevoi, poate oamenii nu au din ce trăi. Există oameni care nu mai au bani să mănânce. Există oameni care erau dependenți de mila altora și nu mai pot ieși din casă. Poate nu vă vine să credeți, dar erau bătrâni care pur și simplu implorau pentru mâncare și pentru cele necesare, adică chestii esențiale pentru trăit. Și așa le câștigau de la cetățeni. Nu mai zic că în țările civilizate există un inventar și al animalelor de companie, de casă, deci se știe, dar acum se fac glume despre asta, că e o singură pisică sau un singur cățel pe tot blocul și s-a făcut de 30 de ori plimbare, azi și ieri. Da, cam asta este situația în București, jalnică, dar societatea civilă a reușit să demareze niște procese prin care să facă un inventar al necesităților și să satisfacă aceste necesități. Pe că oamenii se duc, cumpără din donații sau din banii lor sau din banii celor care vor să aibă alimente, cumpără alimentele, le livrează acasă pentru bătrâni. Mulțumesc! Să-l auzim și pe domnul Alexandru Pârvu, văd că e nerăbdător să intervină și el, să ne povestească de unde e, cu ce se ocupă, ce preocupări are. Sperăm că stă acum în casă, e izolat sau dacă lucrează, doar la serviciu se duce. Nu, deocamdată nu lucrez. Mă rog, ar trebui să lucrez, dar am avut câteva evenimente familiare și am liber până acum, adică munca mi-a dat liber. Mă rog, eu sunt din Anglia, mai exact la un kilometru de Londra, zona mea se numește Suffolk. În zona mea sunt 157 de morți din cauza coronavirusului. Pe locul 1 este Londra, Cambridgeshire este foarte aproape, la 166 de mine. Și, mă rog, noi avem o foarte mare problemă. În total, toate cazurile astăzi au fost 4244 și 569 de morți din cauza acestui virus. Dintre care se poate împărți în Anglia, care este 28.221, Scoția 2.600, Wales, care e 2.121 și Irlanda de Nord, care e 779. Ideea este că aici totul s-a pornit foarte, foarte târziu. Ei au luat modelul Italiei și au zis că în toată lumea poate să fie imună dacă ajunge în contact cu virusul și dezvoltă o imunitate a corpului și corpul o să reziste la acest virus și până când au realizat că nu e așa, atunci au început să ia măsuri și practic acum, în acest moment, sunt foarte în urmă cu toate măsurile lor de contracarare a acestui virus. De asta e o problemă cu ventilatoarele și cu spațiile în spitale, dar au creat în Londra un spital de 5 km, 5 km pătrați, în care au început să dezvolte, mă rog, cu ajutorul militarilor și cu ajutorul doctorilor militari și cu o grămadă de doctori care și până și cei care au ieșit la pensie acum lucrează, au fost luați înapoi în sistem și armata împreună cu poliția
și împreună cu sistemul sanitar lucrează împreună și încerc să facă față. Avem și câteva celebrități care au virusul acesta, coronavirus. Inclusiv moștenitorul coroanei, prințul Charles, da? Și premierul Johnson. Da, da. Care e răspândirea? Care e epicentru, să zic așa? De exemplu, în România e polul sărăciei, Suceava, și polul irresponsabilității, sau iată, la Țăndărei s-au găsit un mare epicentru. În Republica Moldova e vorba de raionul Hângești, unde s-au organizat alegeri până în ultima zi înaintea declarării stării de urgență. În Italia, totuși, e nordul prosper, dar industrializat. În Spania e chiar capitala Madrid. Cum stăm cu Marea Britanie și cu Statele Unite? La noi este Londra. E capitala, totuși, unde e cea mai mare adunare de oameni. Londra. În Statele Unite a pornit în California, din cauza, în special, a turiștilor și a imigrației din Asia, însă apoi polul acum este în California și în New York. Statul New York, cred că a fost pus complet sub carantină. Statul New York, tocmai am văzut un anunț, făcea apel la toate companiile care produc ventilatoare să producă pentru stat și vor fi plătiți, dar n-au nevoie peste două luni, au nevoie acum. Și acum, dar orice companie care poate să producă, nu contează care e calitatea, o să cumpere absolut totul. Tocmai am spus asta la televizor. Și e vorba nu de ventilatoare care se facă curenți când e prea cald vara, ci de respirație artificială care să ajute omul să respire când sunt blocați plămânii de acest COVID perfid. Ieri am discutat despre fake news, despre teorii apocaliptice. Care credeți că va fi soarta planetei în anii următori, în zilele următoare? În ce fel se va modifica? Vă gândiți și voi la variante apocaliptice sau globalizarea va continua mai degrabă digitalizată, mai degrabă pe internet? Statele vor continua să piardă din puterea doar acum, cu ocazia crizelor, și-au închis granițele, au devenit puternice, dar după aceea nu vor mai da ordonanțe militare pentru că oamenii nu vor mai crede în state. Silviu se grăbește să vorbească, el coleg, se pricepe pot la... interveni eu, sigur. Da. Vroiam să intervin și eu puțin că ai deschis subiectul apocalipse și fake news. Numai că, din păcate, se pare că la noi nu este fake news ce se întâmplă cu pădurile în vremuri de COVID. Iar tot văd știri pe Facebook, informări, poze, filmări. Se pare că se continuă să se taie păduri fără nicio problemă în perioada aceasta de urgență. Și asta înseamnă un fel de apocalipsă, că deja România, în lipsa pădurilor și ceea ce se întâmplă, spre asta ne îndreptăm. L-avem aici pe Octavian, care e specialist în ce se întâmplă, care se taie de adevăr așa pădurile în perioada asta, cum apar, sau sunt fake news? Eu aș tinde să cred că sunt adevărate știrile despre aceste defrișări care continuă prin județele din nordul țării, mai ales. Tu ce zici, Octavian? Perfect. Să tai că se tăia și înainte, sau chiar mai puțin. Hai să vă zic eu de fapt ce se întâmplă. Piața lemnului e în cădere liberă. Totuși, cineva spunea că dacă s-ar face filtre, s-ar fi făcut și pe timpuri filtre contra braconierilor și a celor care taie pădure, cum se fac acum pentru cei care ies din casă fără declarația aceea, nu așa că s-ar fi oprit fenomenul, dar se pare că e controlat de sus. Știi ce se întâmplă? Orice ar face clasa politică sau aia care sprijină tăierile ilegale, în momentul ăsta piața în Europa și în lumea a picat. Asta înseamnă că marile companii care cumpărau la suprapreț lemnul pentru că își permitau, nu mai cumpără. Nemai cumpărând, chiar dacă tai și investi bani în exploatare, nu ți-i poți recupera. Deci în momentul ăsta piața pică vertiginos. În contextul în care am avut și o iarnă caldă, cu câteva ninsori, și lemnul de foc nu s-a vândut. Pentru că nimeni n-a cumpărat lemn de foc atât timp cât... și sunt stocuri imense de lemn,
Oamenii se uită la ele, iar genul de anunțuri în care hai să pe perioada pandemiei, hai să închidem orice tăiere, sunt proți venite și vă spun și de ce. Odată piața asta a lemnului în cădere înseamnă 130.000 de locuri de muncă. Asta înseamnă peste 250 de oameni, de mii de oameni care se răniți de acolo. Nu putem să zicem că toți fură. Că dacă ne uităm, de exemplu, la ce înseamnă industria panificației, acolo 50% este evaziune fiscală. Dacă ne uităm la ce înseamnă piața cărnii în România, peste 50% este nefiscalizată, e ilegală. Dacă ne uităm la piața cerealelor, 50% iarăși e nefiscalizată, chiar mai mult, zic altic, peste aproape 65%. Nu putem să zicem, închidem piața panificației, nu mai producem pâine, pentru că cineva fură. Nu, întărim ce înseamnă structurile statului. Poate facem o impozitare mai mică. Nu putem să zicem, nu mai punem produse animale pe piață. De mâine nimeni nu mai mănâncă carne pentru că se fură în domeniu. Imposibil să faci așa. Sau nu mai producem produse agricole, nu mai semănăm. Nu mai avem o piață agricolă pentru că peste 65% este infracționalitate pe piața cerealelor. Nu, exact același lucru pentru că astfel de declarații sunt nebunie din punct de vedere cel puțin politic. Cel mai bine este să vezi ce poți face. Poate ai nevoie ca produsele astea prime care pleacă din România să se transforme în produse finite și atunci poți să faci o fiscalizare mult mai bună a lor. Poți să vezi, să ai una este să iei, nu știu, să iei impozit pe un produs care e materie primă să vinde cu 10.000 de euro tona și alta este să iei pe ceva produs finit care se vinde cu 30.000 de euro tona sau 50.000 de euro tona. Știi? Și poți mult mai ușor pe produse finite să faci fiscalizare. Sau eu mă gândesc că cel mai bine este să vii cu niște bani, să-i torni, să dai niște incentive, să găsești niște soluții în care să susții economia statului, pentru că în momentul ăsta, culmea, în momentul în care marile companii ies de pe piață și nu mai oferă prețuri foarte mari celor care exploatează lemn, e șansa unică a companiilor mici și mijlocii să se dezvolte. Să aibă acces la o materie primă de calitate la un preț rezonabil. Pentru că asta nu aveau ei. Aici până acum de asta companiile mici nu au putut să se dezvolte. Și atunci m-aș duce cu gândul la chestia asta. Hai să investesc în companii mici, să le dau capital, pentru că oricum intrăm în criză economică și vor avea nevoie de lichidități. Hai să le dau capital să cumpere utilaje performante, care acum se vor ieftini pe piață. Hai să le dau capital să reconvertească anumite zone sau să investească. Noi exploatăm forestiere, ai nevoie de utilaje. În drumuri forestiere și aș băga niște bani în economie în firmele mici și mijlocii care să profite de momentul ăsta fantastic să se retehnologizeze, știi? Să-și tragă, de exemplu, resursa umană de la companiile mari spre ei. Asta aș face acum, n-aș închide industria, frate, aș face-o mult mai sensibilă, mult mai performantă, pentru că lupta care o să vină pe piața, pe piața economică europeană va fi extraordinar de rea, de groaznică și de greu de suportat pentru economia românească. Asta ar fi menirea mea. Deci n-aș zice, hai să exportăm cherestea și sau să închidem tăierile de păduri, pentru că nu e vorba doar de păduri care vor fi tăiate pentru cherestea, sunt doborturi de vânt, peste 1.000.000 de metri cub. Sunt păduri care trebuie îngrijite și dacă tu vii cu astfel de decizii politice prea dure, categoric. A închis piața. Dar vorbeam ieri despre business care continuă, de exemplu, construcțiile, reparații de drumuri și ne gândeam, asta nu înseamnă oprirea economiei. Deci ăștia continuă să lucreze și continuă să răspândească virusul. Oleg, uite, poate măcar acum, până ajungem vârful, să oprim totul. Și după aceea, încet și or, să relansăm, cum zici dumneata, poate să susținem mai degrabă întreprinderile mici și mijlocii. Dar acum cred că trebuie să fie lockdown serios. Din Londra și din alte părți, știi ce înseamnă să investești în servicii în perioada de criză, să faci un input de bani, de tehnologie în servicii
pe perioade de criză. Asta e colacul de salvare și pentru București, care în pragul falimentului, și pentru toată România sau pentru orice economie care vrei tu. Vreau să-l rog pe domnul Pârvu, cât nu vorbește, să închidă microfonul sau să folosească căști, pentru că îi perturbează pe ceilalți care vorbește, să aude mereu un ecou din difuzorul lui. Fie dați sunetul mai încet, fie folosiți cărți, fie căști, fie închideți microfonul cât timp nu vorbiți. Mulțumesc! Okay. Dar, Octavian, ce ai vorbit acum referitor la industria lemnului, nu sunt soluții, pentru că continuarea în sensul, în trendul pe care s-a creat în ultimii ani de zile, în care oficialitățile spun că este sub control, că există verificarea și trasabilitatea lemnului, totuși asistăm la despăduriri în continuare. Deci e clar că undeva se întâmplă o problemă și spunând că nu se mai cumpără lemnul acum, înseamnă că se taie pe stoc, se taie... Cea mai mare problemă... Eu cred că e o problemă, trebuie clarificat clar, adică trebuie clarificat ce se întâmplă undeva pe lanțul ăsta, că totuși există, cred că 80%, dacă nu mai mult, ilegalități în tăierea pădurilor și care sunt lăsate așa ca să meargă mai departe. Deci, de-aia se întâmplă. De ce să taie totuși păduri când spui că nu? Înseamnă că undeva se duce lemnul ăla. Ori pe stoc, ori cumpărat de cineva. Altfel unde se duce? Totuși se taie mult lemn și ei sunt dovezi sunt că se taie lemn, nu că se taie rațional, cum spun prevede legea. Sunt contracte făcute în septembrie, Silviu, sunt contractele din septembrie de anul trecut de când au fost făcute licitațiile. Și tu dacă nu se duci contractul respectiv la bun sfârșit, rămâi fără garanția de contract. Asta înseamnă că din start ai pierdut 15-20%. Plus că îți rămâne masa legală. Trebuie intervenția statului, pentru că a fost lăsat prea la liber tăierile de păduri. Trebuie intervenit mai mult și aici pe aceste regularizări, nu știu, norme de aplicare făcute cumva și verificat mai strict exact unde se taie și cum se taie și de ce se taie. Adică nu există acum, la momentul ăsta, o trasă, nu există. Și aici e problema, pentru că... Nu trebuie vreo inginerie de satelitar, cum a funcționat... Înseamnă că trebuie făcut un poliție, o armată a pădurii. Nu trebuie. Deci punctul, veriga slabă este transportul. Acolo poți să prinzi orice lemn furat. Dar ce nu se întâmplă este în momentul în care ai identificat niște buștan tăiat ilegal, să mergi în pădure să vezi de unde s-a tăiat. Că dacă ai prins o mașină, clar de acolo mai plecat încă 5-10-50 de mașini. Ori asta nu fac băieții. Au prins mașina, au confiscat lemnul, la revedere, lasă că ai scos tu profitul din mașina următoare sau din transporturile următoare. Ori aici intervine corupția sistemică, care nu este doar la nivel local de politist, e la nivel de DNA, de instituția statului, de SRI, da. E la nivel de procuratură. Dacă 3% din toate cazurile astea primesc, se soldează cu începerea, cu detenție, cu pușcărie și restul 97 sunt nucuri, neînceperea urmăririi penale, normal că e ca la Casa de Papel. E cumva mișto să fii hoț până la urmă. Dacă n-ai nicio șansă să fii prins sau dacă ești prins, nu te întâmplă nimica. Dai un bonus și mergi mai departe. Și ajungem la ce se întâmplă în România. Corupția tot în Parlament, în administrație, chiar în sistemul judiciar există. Deci e cam o corupție generalizată care trebuie cumva schimbată. Noi vorbim lucrurile astea. La Procurorul General al României de două ori cu 9.000 de dosare, dintre care doar 3% spuneau că ajung oameni în pușcărie. Restul 97% la revedere. Continuați-vă activitatea. Și o rezolvare, pentru că nu reprezintă pericol social. Și rezolvarea, cum o vezi? Schimbarea clasei politice, pentru că de acolo se dă tonul. De la clasa politică se dă tonul și de legile pe care le dă Parlamentul. Și cum se urmăresc aplicarea lor. Deci e clar că actuala clasă politică, dacă se continuă, corupția nu poate fi micșorată, nu mai vorbim că stârpită. Deci trebuie schimbată clasa politică actuală. Corupția acolo. E la fel și în industria pâinii, și în industria cerealelor. Este corupție, dar politicienii dau tonul. Dacă politicienii n-ar fi și guvernanții n-ar fi corupții, ar încerca și ar fi determinați să ducă cât mai jos corupția. Să dau un singur exemplu, ce se întâmplă în vreme de holeră, ca să zic așa, în vreme de pandemie. ADP sectorul 4 face achiziții de 500 de milioane de lei.
achiziții directe. Deci el de 100 de milioane de euro s-a gândit că în perioada asta ar trebui să facă achiziții directe. Știi de stropit un sectorul 5? Că se stropește, Daniel Florea stropește cu mașinile, aruncă soluția aia, care, ce se întâmplă acolo? Ce știi? Nu mă îngrijorează cât se stropește acum cu soluție, ci mă îngrijorează cum se spală străzile, să spun de ce, în București. Da. Cartierul Residence Militar nu are canalizare. Toate dejecțiile de acolo pleacă din fosele septice ale blocurilor în Lacul Mori, în Dâmbovița. Mai jos, la 400 de metri, sunt mașinile și pompele care alimentează mașinile și cisternele pentru spălarea străzilor din București. Și pompele astea se întâmplă toată Dâmbovița. Rahatul dintr-un orașel, cum este Residence Militar, ajunge în apa Dâmboviței, este scoată imediat de pompe și împrăștiată pe străzile Bucureștiului. De asta când cureți un oraș cu căcat, cum ar fi. De asta se întâmplă în București. E situație unică în lume. Poate în India undeva se mai întâmplă așa ceva. Și de aici ne îmbolnăvim în fiecare zi, fie că e pandemie, fie că e nu. Iar numărul morților din astfel de îmbolnăviri depășește în România pe cel generat acum de pandemie. Din păcate. L-am rugat pe domnul Pârvu să-și închidă microfonul și n-a vrut. Demonstrează că e un cetățean rebel și în spirit britanic ne-a sfidat și i-am auzit toate zgomotele din casă. Vreți să spuneți ceva important? De ce insistați să stați cu microfonul deschis? Ați vrut să interveniți în dezbatere despre păduri sau ați avut ceva de spus despre apocalipsă? Nu, n-am găsit butonul de închidere a microfonului. Trebuie să atingeți puțin ecranul telefonului și atunci va apare butonul și de cameră și de microfon să-l închideți. Deci atingeți puțin ecranul. Pe laptop. Pe laptop și mai ușor. Mișcați mouse-ul pe fața dumneavoastră sau pe a mea, dacă o vedeți acum, și va apare butoanele de... Da? Deci mișcați puțin mouse-ul, cursorul pe ecran și ele apar. Apare jos în stânga. Mersi. Colegul nostru din America s-a ascuns în undă verde. Dar aș vrea un singur punct, dacă se poate, despre lipsă. Cred că, totuși, clar, criza economică care va veni va avea efecte mult mai grave decât cea din 2008, probabil va fi la nivelul celor din anii 20. Apropo de apocalipsă, acum 100 de ani, în 1918, în timpul gripei spaniole, au murit cam 20 de milioane de oameni, peste cei care au murit în timpul primului război mondial. Deci nu cred că umanitatea va imploda, însă cred că avem, România cred că are o șansă foarte mare în contextul actualei crize să-și rezolve ce cred eu că sunt două mari probleme cronice, nu de 30 de ani, dar cam de 150 de ani ale României. Și astea două probleme cronice ale societății și economiei sunt în primul rând lipsa de capital pentru investiții, pentru tehnologizare, și sărăcia extrem de mare din mediul rural și inegalitatea crescândă între mediul urban și mediul rural. Cum putem, în situația de față în care este nevoie de o reformă care trebuie să pornească atât de la stat, dar până la urmă o reformă chiar al fiecărui business, este mișcarea către o economie sustenabilă în momentul de față. Există fonduri... Ce trece coronavirus, nu? Vorbesc tocmai despre criza economică pe care o provoacă această pandemie. Pandemia o să treacă în maxim un an, dar efectele economice și sociale pe care o să le vedem o să fie cu noi pentru încă cel puțin un deceniu sau două. Cred că trebuie să ne gândim și la cum trebuie să răspundem și cum putem, care sunt ambițiile noastre și cum vrem să transformăm în bine societatea și economia și să profităm de schimbările pe care vor fi nevoite, pe care va trebui să le facem. Depinde strict de ce guvern vom avea și depinde strict dacă acel guvern va investi în infrastructură și depinde strict dacă tot ceea ce am învățat de la alții că au făcut și acum noi putem să renaștem din punct de vedere agricultural, din punct de vedere al tuturor industriilor care cândva erau bune și acum sunt neprofitabile. Acum este practic șansa României de a
de a face o figură bună în Europa și în lume, pentru că toată industria s-a oprit. La noi n-a prea avut ce să se oprească, pentru că era oricum oprită, știi? Acum noi putem, practic, din fondurile europene să ne renaștem toată industria și să o luăm de la capăt. Sunt total de acord cu dumneavoastră. Un singur punct. România e mai industrializată acum, de fapt, decât în anii 80, dacă ne uităm la indicatorii economici. Sunt mai mulți angajați în industrie și mai mare cifra de afaceri în industrie decât în anii 80. Dar sunt de acord cu, total de acord cu dumneavoastră, faptul că putem, cred eu, dacă... Și nu e vorba doar neapărat de un guvern, ci tot vorbim, jurnaliștilor le place foarte mult să vorbească despre proiecte de țară. Cred că acum putem să venim și să fim foarte ambițioși, să gândim în afara cutiei și să ne gândim chiar cum putem promova anumite politici fiscale de reorganizare administrativă care să aibă o coerență și care să ducă la o mișcare a economiei și a societății spre sustenabilitate, dar sustenabilitate... Acum, eu îmi cer scuze, sunt sociolog și atunci am zonele mele mai sensibile, care să ducă în primul rând la o combatere a sărăciei, la o combatere a inegalității crescânde, în special între mediul urban și mediul rural. Adică, hai să nu, cum a fost în anii 2008-2009, să nu ducă la o mai mare creștere a inegalității, reformele pe care le luăm, în care tot cei mai slabi și mai defavorizați să fie cei care plătesc, ci să vedem cum putem să luăm resursele pe care le avem și să le redistribuim într-un mod mai echitabil. Din polemica voastră de acum și din duelul de mai devreme al lui Silviu cu Octavian, am auzit ideea că ne trebuie o schimbare de clasă politică, că depindem de politici guvernamentale, dar n-a vorbit încă nimeni despre nevoie de implicare mai activă a cetățenilor, de a ne lua soarta în mâini, de a ne înțelege rolul de cetățean, nu doar contribuabil, dar și alegător, dar și cetățean care are dreptul la protest, la petiționare, la acționare în judecată a instituțiilor de stat. Rolul mai important al nostru ca ființă umană. Și ar trebui să vorbim despre asta măcar acum cât stăm în casă și avem timp să ne gândim la rolul nostru în viață. Îl salutăm și pe Gabriel Ursescu, care ne se alătură din Scandinavia. Iată, avem o conferință globală, ca să zic așa, transoceanică. Foarte bine. Salutări domnilor și mă bucur că avem un sociolog aici și vreau să intervin un pic. Să spun că, da, s-a spus că după cifrele legate de impactul economic, suntem o țară mai industrializată. Nu spune lucrul ăsta, fiindcă nu sunt, s-au pierdut peste 1000 și ceva de întreprinderi mari de stat. Acolo lucrau oameni, dacă este să discutăm și pe partea asta de sociologie. Deci indicatorii sunt alții. Sunt alte țări care au avut boom-uri economice și sunt peste noi. Dar în fine, grosomodo, eu zic așa, că această criză i-a găsit pe toți cu pantaloni în vine și chestia asta noi trebuie să o folosim ca și oportunitate, ca și tară, mă înțelegeți? Da, este greu pentru toată lumea, dar fiind implicat și în activități civice și încă sunt, așa, eu văd câtă forță vin de la unele persoane, unele grupuri civice care sunt absolut fantastici și le pune guvernanților, politicienilor și nesimțiților din Parlament, mare parte dintre ei, le pun soluțiile pe tavă. Ei doar trebuie să semneze și doar să pună mâna pe telefon și să zică mergeți acolo, mergeți acolo, mergeți acolo. Atât de simplu este. Și dacă până acum partidele politice nu au lucrat la parte de online, de, eu știu, de dezvoltarea acestui aspect, inclusiv pe educație, pe informare populației, etc., acum, odată cu acest COVID, efectiv, tot sistemul birocratic este resetat, este împins de la spate de acest necaz planetar și o să trebuiască să schimbăm alte lucruri. Dar fiți atenți, un singur lucru ei nu vor să-l schimbe. Nu vor să schimbe calitatea votului, modernizarea votului. Ăsta nu vor să-l schimbe.
Mă înțelegeți? Deci avem un hop foarte, foarte mare. Eu știu că COVID-ul este foarte greu, pădurile sunt importante, toate sunt importante, dar noi trebuie să împingem și ca și vers și ca și membri ai societății civile, trebuie să împingem această temă mai departe și să ajungem cu ea la parlamentari, la domnul Klaus Iohannis, care mi-aș dori să fac un gest de solidaritate și să spună, începând de această lună, 90% din salariul meu îl donez medicilor, ar fi un gest frumos, și să vedem după aia reacția politicienilor. Deci, eu știu că este greu, dar este timpul solidarității oamenilor cu nervi tari, oameni care vin cu soluții. Și este clar că viitorul, vrem, nu vrem, o să fie verde. Dacă nu este viitor verde, nu este deloc. Și vedeți cum există o concurență în a deposeda discursurile verzi pe diferite domenii, că e infrastructură, că e industrie, de la mișcările verzi autentice, cum este și Partidul Verde, sau mișcările civice verzi. Am terminat. Să ne uităm la comentarii, că am văzut că lumea ne urmărește. Cineva cu un pseudonim, cel mai probabil, Octavian Mihail Eminovici. România, dacă tot sunt atâția morți, de ce nu vedem la 2 sau la 3 zile mormântări? Deci omul probabil nu se uită unde trebuie și nu vede mormântări. E nedumerit că de ce se declară decese, câte avem în România? Aproape 100, în Republica Moldova vreo 5. În Republica Moldova, pentru că eu vin de acolo, ni se spune... Da, probabil se așteaptă pomană de acolo. Trist. Da, ni se spune că acolo guvernare... Cele mormântări nu se poate să fie făcute în mod tradițional, pentru că e vorba de acel virus care încă stă pe corpul celui care a murit. Deci va trebui în un sistem protejat să fie dus și incinerat acel om. Să, din cauza aceasta nu o să avem cum să avem publicitate și oameni care filmează în momentul în care sunt în condiție de infectare. În Republica Moldova a fost filmat, au fost poze de la mormântarea unei surori medicale și unii ziceau, avea 79 de ani, trebuia să moară. Alții s-au întrebat, de ce o femeie la 79 de ani continua să lucreze în sistemul medical, mai ales că e din categoria cea mai vulnerabilă? Și a mai apărut o altă problemă, de ce în cel mai mare cimitir din estul Europei, cel de pe strada Doina de la Chișinău, s-a alocat o parcelă specială pentru bolnavii de COVID și s-au săpat deja 1500 de morminte noi. Deci s-au făcut morminte pentru oamenii care încă n-au murit. Pe de altă parte, eu când mai mergeam pe la cimitirul acela, vedeam că erau săpate câteva morminte din timp ca să nu umble excavatorul tot timpul pe acolo. Și mai ales că cimitirul acela se tot extinde, nu se îndesește, nu se folosesc aceleași locuri, se extinde și atunci pe câmpul nou alocat pentru cimitir merge excavatorul, sapă gropile și tot așteaptă să vină clienți, ca să zic așa. Deci iată, unele decese se mediatizează, dar omul a vrut să vadă mai multă caterincă, mai multă panoramă și e nedumerit cum așa mor atâția oameni, dar nu se arată la televizor. Ce v-a impresionat din ce se întâmplă în țara dumneavoastră? Eu știu, Statele Unite, Suedia, Marea Britanie, și n-ați văzut să se întâmple în România și în Republica Moldova. Adică ce greșeli face guvernul celălalt sau nu face guvernul nostru, ca să vedem la scară globală problemele de la nivel local, să învățăm câte ceva din experiența asta și să folosim posibilitatea de a comunica peste granițe, peste ocean. Așa, sunt câteva lucruri. Suedia este un caz special și putem trage învățăminte și de aici și rog pe cei care ne ascultă să distribuie în special la personalul medical, dacă au prieteni, familie și așa mai departe, și cei care sunt pe partea umanitară. Suedezii sunt un popor destul de, au simț antreprenorial și mă scuzați, închid ușa că sunt fetele și chiar astăzi am văzut un live al unei colege de pe Numa Puțin,
colegi de pe parte civică, Laura Ghibu, ea însăși medic stomatolog și a explicat foarte clar ce se întâmplă cu sistemul suedez, de ce a optat pentru varianta vaccinării pe cale naturală. Eu nu mă simt ca și un cobai, vă spun sincer, dar mi-am luat măsurile de izolare a familiei și să mă deplasez cât mai precaut în zone publice. Și aici sunt undeva la 200 de morți. Sunt undeva peste 3-4 mii de infectați. Deci, dacă ne uităm pe cifre în condițiile în care România are populație de două ori mai mare, vedem că strict pe cazuri, strict pe morți, România stă oarecum bine. Dar lucrurile se vor schimba, zic eu, cât de curând, fiindcă sistemul sanitar în ceea ce privește partea logistică, partea de educație, partea de și de mentalitate, atenție că este foarte important și acest lucru, noi ducem lipsă. Suedezii sunt un popor destul de disciplinat, le spui o dată de două ori să stea în casă și iau chestia asta în serios și stau. În același timp, vedem că ei încurajează ca în mod izolat, în mod distant, oamenii să continue să meargă în pădure, în parcuri, la muncă chiar. Sunt firme care au dat faliment și aici sau sunt pe în curs de să dea faliment, în special pe partea de restaurante. Dar acolo unde se poate lucra de acasă, ei lucrează de acasă și unele locuri de muncă s-au reorganizat, în sensul că nu mai merg 40 de oameni pe aceeași tură, ci au împărțit în două, trei ture sau au făcut alt circuit. Deci au fost foarte inventivi la capitolul ăsta și cred că și este un exemplu bun de luat și mai mult ca sigur că sunt asemenea exemple și în România. Și sar aici la exemplu pe parte civică, este o rețea care trebuie popularizată, rețeaua de socializare, dacă nu, de solidaritate, dacă nu mă înșel. Vă rog frumos să dați acolo un link și acolo parte și civici și parte și oameni care sunt în anturajul politic, sunt acolo, așa, și sunt sfaturi utile. Acum, având în vedere că avem situația asta cu COVID, asta ne interesează, să ne ajutăm, să ne solidarizăm. Mai puțină politică în perioada asta și mai multă solidaritate. Asta, cam așa văd eu lucrurile și, bineînțeles, acolo unde un politician crește, trebuie ars. La modul figurat, sper că nu te referi la ars pe rug, pentru că am mai văzut un titlu apocaliptic la realitatea, se pare, azi, să fie executat pe loc cine nu respectă condițiile de carantină. Vezi unde se întâmplă asta și, dincolo, alt titlu, în Țăndărei, focar de... Și te gândești că poate la Țăndărei vreun primar a propus așa tâmpenie. Nu, e în Filipine. E în Filipine. Dar de ce să dai așa titlu? De ce să îi inciți lumea care și așa e pornită pe linșarea celor care nu respectă carantina sau pe linșarea bătrânilor, că de ce ai ieșit de la ora 3 și nu la 13? Oamenii și așa sunt isterizați. Aici este vorba de cultură colectivă. Noi, ca și oameni, ca și români, ca și nație, suntem foarte explozivi și reacționăm la impulsuri, nu reacționăm rațional. Din păcate, asta este o realitate și trebuie să rezolvăm și chestia asta. Și apropo de solidaritate, văd că colegul din America, Raul, e și el îngrijorat de chestia asta, de diferențe sociale, de oamenii marginalizați. Am văzut o experiență foarte bună în Republica Moldova, un grup de ONG-și, de civici, de cetățeni voluntari s-au organizat într-un grup, într-o echipă care se numește Coliba Albastră, cu sensul că îi apărăm pe cei care stau sub cerul liber și atâta văd deasupra capului doar cerul, și îi ajută cu mâncare, cu medicamente, cu ce pot. Nu prea am auzit în alte părți să facă chestia asta, toți se laudă că fac activism civic întinși pe canapea. Dar nu e așa că putem face mai mult de atât. De exemplu, să mergi să donezi sânge, cum am făcut eu acum 2 săptămâni când s-a declarat starea de urgență. Primul lucru ce am făcut, m-am dus și am donat sânge. Da, Raul?
Da, așa e. Eu, din nou, cred că toate exemplele negative pe care le văd, de cealaltă parte, văd reziliența și îndârjirea oamenilor de a ajuta și de a fi solidari aici. Nu a celor care sunt în poziții de putere, ci a oamenilor de zi cu zi. Aș vrea să precizez un singur lucru. Eu sunt total fascinat de noi termeni pe care îi inventăm, cum e ăsta cu vaccinare naturală, care e, cred că e doar o traducere în română a herd immunity, adică imunitate de turmă, dar imunitatea de turmă nu funcționează cum vor, cum spun mai ales cei de foarte de dreapta. Fiecare individual, fiecare corp, organism individual elaborează anticorpi la o eventuală infecție. Și numai la tulpina pe care a primit-o, de care a fost infectat, că după aceea o altă tulpină poate să-l atace și să-l doboare. Degeaba are anticorpi pentru tulpina de anul trecut. Da, există imunitatea de turmă în sensul în care, hai să spunem că sunt 30 de oameni într-o sală de clasă și există, de exemplu, bolnavi de cancer care nu pot să aibă vaccin, dar dacă toți ceilalți sunt vaccinați și o persoană nu e vaccinată, atunci persoana aia care nu e vaccinată cel mai sigur nu o să aibă contact cu altcineva care nu e vaccinat. Va avea contact doar cu persoane vaccinate și atunci virusul nu are cum să ajungă la acea persoană nevaccinată. Asta e imunitatea de turmă, adică ești în mijlocul turmei și ești protejat de turma vaccinată din jurul tău, din nou pentru persoanele care au boli autoimune și așa mai departe și nu suportă vaccinul. Dar niciun caz nu înseamnă nimeni vaccinat, că atunci vedem, vine virusul, omoară toată turma dacă nu e vaccinată nimeni. De asta problema sunt un pic, cu COVID e problemă că încă nu există vaccin, el s-a elaborat, dar încă n-a fost testat. Iată, chiar și azi se laudă o clinică din Germania că a elaborat, românii de la Timișoara se lăudau că l-au, ziceau și chinezii că l-au, dar încă nu-i testat și nu poți să-l aplici pe om cât nu știi încă ce doză să-i dai, ce efecte adverse are. La toamnă, la anul, s-ar putea să avem vaccin și să discutăm despre vaccinare și atunci deja o să apară altă problemă, că unii zic că nu mă vaccinez că are efecte adverse, că cauzează autism sau are efectul 5G sau câte alte tâmpenii. Dar de asta mi se pare total contraproductiv să folosim cuvântul vaccinare în momentul de față, pentru că ceea ce vedem că se întâmplă, în special în țări care sunt mult mai laissez-faire, mult mai nu au aplicat politici foarte drastice, e tocmai opusul vaccinării sau a spiritului vaccinării. E tocmai hai să lăsăm pe toată lumea să fie vulnerabilă, în loc să încercăm să imunizăm oamenii din societatea respectivă. Tehnic ei nu trișează, cam asta se întâmplă și când îți bag un vaccin și când te îmbolnăvești, tu elaborezi anticorpi și gata, ești protejat, ești imunizat. Zi imunizare dacă nu vrei vaccinare, fără vaccinare, imunizare prin trecere prin boală, fie că treci asimptomatic, fie că ai forme ușoare sau severe, dacă n-ai murit, ești fericit, ești păzit de COVID pe viitor sau de SARS-CoV-2, cum se numește versiunea asta de coronavirus. Exact. Problema pe care o văd eu e alta aici în Statele Unite. Acum e un foarte mare scandal pentru că sunt câțiva membri ai Camerei Reprezentanților Republicani care în momentul în care au primit primele raporturi despre situația COVID-ului, ei și-au vândut absolut toate acțiunile la companii înainte să se facă public și să cadă bursa. Deci avem... Și asta e, cred că în momentul ăsta, de fapt aici în Statele Unite, dezbaterea e pe față. Adică vrem să ne scadă acțiunile sau vrem să totuși să meargă economia chiar cu prețul a câtorva zeci de mii de morți. Și pentru mulți care au miliarde de dolari în acțiuni, e destul de pe față deja dezbaterea aici. Republicanii chiar a fost aici până să se adopte primul pachet de măsuri economice, a fost o luptă foarte mare în Congresul American, tocmai pentru că, să vă dau un citat, unii politicieni republicani spuneau că nu, să vă citez, nu vrem să îi învățăm pe săraci să accepte mila altora, trebuie să muncească pentru bani. Și atunci, astea au fost câteva din argumentele moralizatoare pe care le-au propus tocmai ca să nu se aplice niciun fel de măsuri care să ducă la căderea economiei, la căderea acțiunilor și așa mai departe. Da, apropo de republicani, ei sunt cunoscuți mai religioși, așa, ei de fapt s-au referit la acel exemplu din Biblie în care să-i dai omului undița să-și pescuiască peștele decât să-i dai peștele. Mă înțelegeți?
Dar în viziunea unor miliardari, toată chestia asta are altă valoare și este trist că gândesc că așa niște oameni care se raportează la Dumnezeu, să zic așa, dar sunt din ăștia o grămadă și aici în România, așa cum e problema. Ce te-aș ruga eu să ne spui? Cum a gândit statul american pe ansamblu, pe documente, pe surse, problema rezolvării și ce măsuri au luat pentru comunitățile sărace, fiindcă acolo sunt multe săraci de hispanici, negri, indieni, deci autohtoni. Est europeni, se duc săraci acolo. Da. Da, este o problemă din nou. Vorbim despre faptul că de obicei, și aici nu e vorba doar despre COVID, cred că e o problemă cronică a societății de aici. Tot ceea ce înseamnă probleme medicale îi afectează preponderent mult mai mult pe cei din minoritățile etnice. Și vă dau un singur exemplu care nu are legătură cu COVID-ul. Mortalitatea infantilă și mortalitatea mamelor la naștere. O femeie negresă, mortalitatea printre femeile negrese e de 3 ori mai mare decât cea pentru femeile albe la momentul nașterii. Și vă dau ca exemplu cam de 10 ori mai mare decât media din Europa. Deci se moare pe capete și de obicei asta e în primul rând din cauza lipsei accesului la resurse, dar și chiar din pur rasism. Deci în primul rând rasismul, care funcționează foarte bine aici. În al doilea rând e din nou problema asigurărilor medicale, faptul că nu există un sistem public de sănătate. Și apoi tot ceea ce vedem, de exemplu, pe lângă asta nu există dreptul la domiciliu. Ne uităm în Los Angeles, mai ales în zona din California, unde sunt milioane, nu exagerez, milioane de oameni fără adăpost care locuiesc pe străzi și care și acum, în perioada asta, nu au unde să meargă, nu au ce să facă și sunt complet depășiți de situație. Pe lângă asta avem, cred că 10 milioane de oameni au aplicat pentru șomaj în Statele Unite în ultima săptămână doar. Deci nu vorbim până la urmă doar aici doar despre problema sărăciei extreme, ci vorbim despre marea majoritate a americanilor care trăiesc de fapt de pe o lună, de la o lună pe la alta. Chiar citisem o statistică, un exemplu. Jumătate din americani nu și-ar permite să-și cumpere cea mai ieftină mașină nouă în momentul ăsta, care e undeva la vreo 14.000 de dolari aici. O jumătate dintre americani, deci 150 de milioane, nu și-ar permite și cam 30% dintre americani trăiesc de pe o lună pe alta. Deci situația e o inegalitate socială enormă și majoritatea oamenilor chiar o duc mult mai rău decât ne imaginăm noi în România că o duc. Acum îmi permitem să glumesc. Dacia poate vinde. Cum de nu-i prezentă Dacia aici? Dar cred că e motorul un pic prea mic pentru preferințele americanilor, că lor le plac astea de 5.000. În Anglia avem Dacia și o mașină care o vezi peste tot. Da. Există totuși, eu mă uit așa, mai ales la ONG-urile, dar și la Partidul Verde de aici din Statele Unite și la politicile și la pozițiile pe care le iau aici în Statele Unite și se vorbește foarte mult despre, până la urmă, criza asta arată, de fapt, nu e nimic nou, arată calitatea, de fapt lipsa de calitate și de moralitate a sistemului social din Statele Unite și probabil speră, mai ales oamenii care sunt mai progresiști, că asta e un wake-up call, o trezire la realitate, până la urmă, a oamenilor de rând care pot să vadă care sunt efectele sociale, din nou, a unui sistem neoliberal în care nu există cuvântul solidaritate. Totul este pe bani, totul este contractual. Și din cauza asta speră că poate există un momentum în următorii ani pentru a propune politici progresiste aici, pe care noi în Europa le considerăm așa, dat normale, cum ar fi dreptul la educație, cum ar fi dreptul la sănătate, la, până la urmă, la
chiar la mâncare. Faptul că aici nu există, există ceea ce se numește food desert, adică zeci de kilometri în care nu există magazine alimentare și în care oamenii, tot ceea ce au în jur e McDonald's și alte fast food-uri, nu există magazine alimentare. Deci probabil, și eu sper, încerc să fiu optimist și să mă gândesc, ok, criza asta ne arată ce e mai rău în societate și care sunt punctele vulnerabile, cum putem să fim ambițioși și ce putem să propunem să trecem mai departe și să schimbăm în bine, să, poate și sistemul de sănătate pe care îl avem, ce poate fi îmbunătățit și cum putem să fim ambițioși. Constat că colegii noștri din București, Octavian și cu Silviu, ne-au părăsit subit, probabil au alte treburi sau conexiunea le-a fost slabă și au plecat. În schimb, avem niște comentarii. Iată, Cristian Marin de la Ploiești ne sugerează o temă. O problemă apărută odată cu stare de urgență este aceea că poliția verifică actele oamenilor cu aceleași mănuși. Vă dați seama că probabilitatea transmiterii virusului este enormă. De ce țin polițiștii să aibă neapărat în mâna lor actul de identitate al celui oprit și cercetat? Și am văzut tot felul de instructaje de pe la poliție că poți să ții geamul închis și doar un pic să-l întredeschizi ca să te audă polițistul și să-i prezinți la geam documentele toate pe care ți le solicită el. Pe când un alt video ne demonstrează că un polițist abuziv nu doar că a insistat să ia în mână buletinul și după aceea l-a dat omului consternat înapoi, dar i-a și cerut talonul ca să-l amendeze și l-a întrebat pentru ce să mă amendeze. O să găsesc eu acuși pentru ce. Deci cum existau abuzuri pe timp de pace, așa există abuzuri și acum pe timp de război și deocamdată nu există act de cojoc pentru că sunt în vacanță și parchetul și instanțele de judecată. Și nu știm de ce România, cu alte câteva țări estice, au cerut derogare, suspendarea obligațiilor în fața Curții Europene a Drepturilor Omului pentru respectarea unor drepturi fundamentale, ceea ce mi se pare simptomatic. Nu-i destul că le încărca foarte des și România alături de Turcia și Federația Rusă era printre liderii cu dosare la Strasburg. Acum că am mai cerut și suspendare, că da, nu vrem să răspundem pentru eventuale încălcări ale drepturilor omului. Ceea ce mi se pare grav, revoltător și trebuie să luăm atitudine și pe timpul nostru când o să ajungem noi verzi de la putere să nu facem așa ceva. Da, domnul Pârvu? A zis ceva despre drepturi. Era vorba de dreptul la liberă circulație, care va fi blocat. Era dreptul la liberă circulație, care va fi blocat prin ordonanțele de urgență. Alte drepturi și libertăți sociale care o să fie blocate prin ordonanțele de urgență. Din cauza aceasta, practic, guvernul a cerut această derogare. Da, dar ne rămân alte drepturi fundamentale pe care am vrea să le păstrăm, măcar acum când suntem închiși în casă. Dreptul la informație și liberă exprimare, nu? Dreptul la viață, la sănătate, dreptul la libertate, dreptul de a nu fi torturat. Oricum, în momentul de față, în România, ceea ce nu înțeleg eu este de ce nu se face absolut totul digital ca și în Anglia. În momentul în care polițistul te oprește, știe sigur dacă ai asigurare, știe sigur dacă ți-ai plătit taxele, știe sigur dacă ai carnet și așa mai departe. Singurul lucru care se întâmplă aici în Anglia când ești oprit este doar să întreabă cum te cheamă. Nici măcar nu-ți cere niciun act. Exact. Românul care a fost oprit și a publicat acel video de un polițist abuzat de un polițist, era șofer în Marea Britanie, deci omul era obișnuit cu astfel de atitudine a polițiștilor și aici s-a trezit că e călcat în picioare de un polițist român. Și n-ar trebui să tolerăm așa ceva, ar trebui să reacționăm neapărat când vedem astfel de cazuri, să le mediatizăm, să facem scandal din ele, caz public și să atragem atenție dacă cumva mass media nu observă, da? Să creăm curente de opinii atente la drepturile omului și pe timp de pace și pe timp de pandemie. Un lucru care mă preocupă acum apropo de chestia asta cu polițaiul, care este cultura comunicațională între instituții și cetățean? În Anglia, America și în Republica Moldova, eu o să spun pe Suedia, câteva cuvinte, fiindcă
în condițiile astea de criză este foarte important cum comunicăm. Eu am trimis un recurs la Curtea Supremă și am întrebat, sper că e suficient, eu sunt de parte, e pandemie, e stare de urgență și de partea asta și de partea cealaltă a Prutului și ei mi-au zis, nu, trebuie să-l printez și să-l trimiți cu semnătură olografă prin poștă obișnuită. Și a trebuit să ies din casă, să mă duc, să stau în coadă, la coadă la poștă, să găsesc un printer undeva, cred că e ultimul care s-a înainte să se închidă aici în zonă. Trebuia să-mi fac și declarația aceea pe care mă obligă să o fac legile românești, ca să trimit un recurs la Curtea Supremă de Republica Moldova pe timp de pandemie. Altfel pierdeam termenul, pierdeam dosarul. Și oamenii se plâng că și acolo polițiștii deseori abuzează, îl găsesc pe unul că lucrează cu calul, cu tractorul, pe câmp, singur, nu pune pe nimeni în pericol, dar nu poate să lase omul, țăranul, să lase pământul nelucrat, că nu o să aibă ce mânca tot anul împrejur și el și familia lui. Și îi bag o amendă de să-l sufoce cu banii cei să lucreze tot anul numai pentru amenda aceea. Și iată exces de zel manifestat pe ambele maluri de către poliție. Iar ce s-a întâmplat azi în Parlamentul Republicii Moldova e total scandalos. Ieri guvernul și-a asumat răspunderea pe niște proiecte de legi și în mod normal, conform Constituției, trebuie să urmeze 3 zile de șanse pentru partide, pentru opoziție să inițieze moțiune de cenzură. Azi au convocat ședință extraordinară a Parlamentului și guvernarea ce credeți că face? Nu se prezintă și nu are quorum ședința și la revedere, legile intră în vigoare. Și nici măcar n-a vrut să răspundă la întrebări, deci a fost total dispreț pentru parlamentarism, pentru diversitate de opinii, pentru critici. Iată o ocazie pentru ei să permită, de exemplu, vânzarea de țigări pe lângă școli, pe lângă instituții medicale și importarea lor din zona offshore, cum e Transnistria. Deci, guvernanții, unii aici în România își fac PR și se gândesc la alegeri, iar ceilalți își fac scheme de lapidare fonduri, dincolo de Prut. Deci e grav și de vină suntem și noi, că iată ne-a prins, cum zicea cineva mai devreme, ne-a prins criza asta cu chiloții în pe vine. De ce n-am fost atât de deștepți, atât de implicați, încât pe timp de pandemie să avem un guvern de încredere și aici și dincolo. Nu să fie niște veleitari, niște parveniți, niște irresponsabili care numai la ei se gândesc. Domnul Pârvu, să pornească microfonul. Mai ziceți, vă rog, odată când am auzit, era microfonul oprit. Totul depinde de modalitatea prin care noi îi punem pe oameni să vină la vot și să voteze un guvern care nu are nicio legătură cu vechea structură din anii comuniști, cu o grămadă de oameni tineri care nu au fost membri ai securității, nu au părinți care au fost membri ai securității și în momentul acela probabil o să avem niște oameni, o nouă clasă politică care să nu fie să nu fure și să nu vrea să-și facă interes personal. Și asta este de fapt ceea ce reprezentăm noi, Partidul Verde. Totuși, O clasă politică, așa cum e ea, diversă, iată, în România am înțeles că sunt înregistrate vreo 1500 de partide, pentru că 3 oameni au voie acum prin lege să-și înregistreze un partid, dar parlamentare sau cu capacitate de a candida sunt, să zicem, câteva zeci de partide. Această clasă politică e reprezentativă pentru societate, pentru populația contribuabilă și alegătoare. Dacă n-am fi noi atât de toleranți la corupție, atât de dispuși să dăm sau să luăm mită când ajungem într-o funcție publică, n-ar fi nici politicienii care ne reprezintă și guvernul n-ar fi atât de corupt dacă n-ar fi parlamentarii atât de corupți, niște traseiști care trec dintr-un partid în altul, care au dus-o bine cu toate regimurile. De unde să avem un guvern bun, responsabil, dacă cei 6-500 de parlamentari sunt cam toți compromiși, până acum au tot fost în politică sub diverse sigle, sub diverse drapele și s-au comportat cam la fel. Doar sloganele s-au schimbat și siglele de partid. Coleg, am revenit. Pot să intervin și eu? Da, sigur.
discutam, am întors, da. Ai dreptate, ceea ce vorbeam mai devreme, schimbarea clasei politice. Noi, Versi, pot să vă spun că eu știu un mare așa structura Partidului Verde, cam 90% din membrii partidului sunt oameni noi în politică, care vin, au venit la Partidul Verde pentru că cred în ceea ce înseamnă, vezi, la nivel european, faptul că vrem schimbare, președintele Florin Călinescu, un suflu nou în politică, iar valul verde dinspre Europa de vest va veni și spre România cu ajutorul nostru, al colegilor. Noi toți trebuie să vorbim cu prietenii, cu familiile, rudele. Acestei live-uri au rolul ăsta de a trage atenția asupra noastră și cred că de curând, poate chiar la alegerile din toamnă, reușim să ieșim în față, să ieșim la vedere, dar noi trebuie să ne implicăm din ce în ce mai mult, nu numai Florin, nu trebuie să ne uităm numai la Florin, și noi. Și deja am început lucrul ăsta, îl văd pe Gabriel, care e foarte activ, mai avem și alte oameni activi, colegi activi prin țară, încet, încet, verdele se la lumină. Dar profit aici de ocazie că l-avem pe colegul Raul și aș vrea să știu care e situația verzilor, dacă știe ceva în America, sunt și acolo, Green Party în America, sunt frații noștri, verzii sunt o familie internațională, în afară de verzii europeni, European Green Party, există și Global Greens. Deci eu cred că cea mai întinsă familie politică europeană și cea mai unită este a verzilor. Și alte familii sunt, dar sunt cumva fiecare în țările lor. În verzii chiar au făcut congrese, se întâlnesc, discută, schimbă idei, sunt programe comune pe care noi încercăm să le aplicăm în România, sunt propuneri pe care le discutăm. Și cu verzii din America ne-am întâlnit la Liverpool, la Global Greens și chiar am cunoscut-o pe Jill Stein, candidata verzilor la acea vreme, mi se pare acum 4 ani de zile sau 5 ani când a fost Jill Stein și mi s-a părut o femeie remarcabilă. Dacă poți să ne spui câte ceva despre situația verzilor în Statele Unite și cu prin tine vrem să luăm legătura cu ei, tu să fii reprezentantul nostru, omul de legătură al verzii din România cu verzii din America. Să facem această punte. Te rog, Raul. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru încredere. Dar verzii de aici sunt, ce cred eu că e marele atu a verzilor de aici, sunt foarte implicați în mișcările civice și au niște legături foarte puternice cu mișcările civice și mișcările sociale, nu doar cele ecologice, dar și cele care vorbesc despre drepturile omului, mișcările sociale, drepturile imigranților și așa mai departe. Problema e a sistemului, adică Statele Unite sunt o țară care au o constituție veche de 200 și ceva de ani, în care doar două partide pot să existe, din păcate, și atunci nu au șanse reale de a ajunge în funcții decizionale, nici la nivel federal și nici la nivelul statelor, din păcate. Totul este democrați și republicani. Au fost foarte mulți verzi care au migrat spre Partidul Democrat și mă bucură că este o facțiune acum în Partidul Democrat care eu sincer aș considera o verde, cea a Alessandrei Cortez, femei tinere, mai ales din zona New York, din zona asta din Midwest, care propun și se luptă pentru The Green New Deal, pentru politici progresiste, însă din păcate împotriva lor sunt atât republicanii cât și marea majoritate a Partidului Democrat, bătrânii care vor doar capitalism și sunt foarte sceptici la orice fel de politici verzi sau de sustenabilitate care ar putea momentan să pună în pericol ceea ce ei numesc stabilitatea economică a țării. Adică sunt foarte sceptici la tot ceea ce înseamnă, de exemplu, standarde împotriva poluării și așa mai departe, care ar putea să reducă productivitatea anumitor industrii. Dar de asta cred că aici Partidul Verde ne oferă un exemplu foarte bun de construcție de coaliții, atât cu alte partide și cu oameni care au aceleași viziuni din alte partide, cum e aici acea facțiune din Partidul Democrat, dar și cu mișcările sociale și civice care există și sunt foarte implicați în acțiuni așa la firul ierbii. Tocmai pentru că nu au șansă să ajungă în poziții de putere, cred că reușesc să compenseze prin acțiuni la firul ierbii și prin dezvoltarea unor politici publice pe care eu cred că sunt foarte,
foarte bune și foarte coerente. Apropo de... Da, e diferență în Europa. Raul, da, în Europa se face complet diferit. Verzii în Europa sunt pe val și vor fi un model pentru America de schimbare. Încet, încet în Germania, în Austria, sunt în, deci politicile sociale, pot fi verzi, care inclus și social și economic, mai zis, dezvoltare economică sustenabilă, energie regenerabilă, astea sunt viitorul. Și Europa acum o să dea, să zicem, un exemplu lumii noi, care Statele Unite, că se poate și cu verzii veni la putere și dezvolta. Mai ales că perioada asta de criză a COVID-ului este o perioadă de schimbare, va fi o resetare în care, pe care verzii pot veni și să prezinte soluții. Pentru că soluțiile sunt clare, sunt trebuie să fie verzi. Modelul economic de până acum nu prea se pare că a funcționat, dar în situații de criză colaps, face colaps. Dar și văzut, nu a fost dezvoltat, dezvoltarea n-a fost bazată pe niște principii sociale și pe economice de piață în principal. S-a mers prea mult pe capitalismul acesta de piață, nu luând în considerare nevoile oamenilor. Verzii au în vedere o acea balansare între nevoile oamenilor și dezvoltarea economiei. Noi aici trebuie să venim cu soluții și încercăm în România să fim și noi verzii care vor face schimbarea împreună cu alte partide. Probabil că vor avea și alte partide noi în politică care împreună cu verzii să schimbe clasa politică. E nevoie de oameni noi în politică și mulțumim că tineri ca tine și ca alții vor să vină în politică și să ne ajute. Oameni cu experiență. Avem eu complet, sunt complet de acord cu tot ceea ce ați spus. Cred că criza asta scoate așa mizeria la lumină, dar nu cred că sistemul ăsta funcționează nici măcar, nu funcționează în situații de criză, dar eu nu cred că funcționează nici în situații stabile. Ceea ce vedem e doar așa, o acoperire, punem plapuma și covorul peste toate inegalitățile și mizerile care se întâmplă. Însă, și din nou, vorbim despre o societate bolnavă cronic în care consumăm mult mai mult decât planeta își poate permite, ceea ce considerăm noi un model nu economic din trecut, care încă funcționează, mai funcționează până la un punct. Eu cred că cu criza asta sau fără criza asta e nevoie de o schimbare majoră în modelul socioeconomic și în prioritățile și valorile pe care le avem. Și sunt total de acord, adică mă bucur foarte mult să văd că în Germania Partidul Verde a ajuns al doilea, nu? Cât scade Partidul Social-Democrat, crește Partidul Verde. E clar că singura, adică eu văd lupta din viitor, una clar, între conservatori și verzi. Pentru că cred că noi trebuie să fim cei care preluăm absolut tot ceea ce înseamnă politici și valori progresiste și de sustenabilitate. Nu doar în privința ecologiei, dar și în privința unei combateri a inegalității sociale, a creșterii nivelului de trai, a... până la urma unei schimbări de valori și de mentalități în care să trecem de... Eu nu înțeleg de ce tot ceea ce înseamnă bunăstare noi măsurăm în PIB, de ce nu putem să avem și calitatea vieții acolo, calitatea aerului, a educației, a sănătății. Vorbim doar de un PIB pe cap de locuitor în care oricum marea masă a celor bani sunt la cei 10% din top, care au la fel de mult ca și cei 90%. Deci cred că situația e mult mai urâtă și mai gravă, chiar și fără criza asta e mult mai urâtă și mai gravă decât ne-o imaginăm. Chiar dacă liderul verzilor din România, Florin Călinescu, zice că mizăm mai degrabă pe cei 9 milioane de indeciși sau 10, zice el, de indeciși, eu tot cred că după modelul german noi ar trebui să țintim în electoratul PSD, nu cel naționalist, cel habotnic care se duce spre România, ci să mizăm pe cei progresiști, mai de stânga, mai socialiști, pentru că ei s-ar putea să fie buni și pentru ideologia și pentru Partidul Verde. Deci trebuie să comunicăm neapărat cu actualii PSD-iști alegători, nu neapărat baronilor locali, nu neapărat profitorii care au ajuns în funcții. Da. Aici nu sunt total de acord, s-a contrazis pe domnul Florin Călinescu. Eu trebuie să sunt de acord cu el că trebuie să ne adresăm celor care sunt indeciși, da, clar. Dar în același moment trebuie să ne
să ne gândim și la cei care în această perioadă și de criză, mulți nu vor mai vota partidele actuale, USR, PNL, etc., etc. Noi trebuie să le livrăm și lor un mesaj credibil. Eu nu m-aș simți oarecum, cum să spun eu, un pic jignit dacă m-ar vota prea mulți PSD-iști, înțelegi? Și există motive pentru care există treaba asta. Eu cred că Partidul Verde trebuie să-și găsească o cale unică, să fie unic, așa cum am început, și cine ne simpatizează și ne votează, da, este ok. Există, ați văzut câtă bucurie a fost că procentul celor care au votat la ultimele alegeri a crescut. Este un semnal bun că lucrurile se pot îmbunătăți, mai ales dacă se introduce votul online, votul online la distanță. Dar în același timp, tocmai PSD-ul, PNL-ul, PMP-ul și celelalte partide politice, ele vor să aibă sau să nu aibă parte de vot electronic, dar doar în condițiile lor. Am citit un pic câteva articole referitor la aceste trei partide, și aici inclus și USR-ul. Ei vor să îl implementeze, dar în condițiile lor. Și aici dau un exemplu. PNL-ul își dorește votul la distanță, dar doar pentru diaspora. Păi de ce nu și pentru locale? Înțelegeți? Fiindcă este doar o bază de date care se dă la serviciul special de telecomunicații, la Ministerul Afacerilor Externe, la administrațiile locale, se face un soft de câțiva băieți steți care sunt pe IT și asta este. Înțelegeți? Deci lucrurile sunt foarte simple. Să nu mai vorbim de faptul că se economisesc o grămadă câteva zeci de milioane de euro la fiecare alegere. Mă înțelegeți? Deci aici sunt câteva aspecte care noi putem veni cu mesajul nostru unic și trebuie să ne găsim calea noastră, fără dor și poate. Și atunci oamenii vor veni lângă noi, indiferent din ce parte electorală. Fiindcă sunt peneliști care sunt semi-decepționați de PNL, sunt useriști și așa mai departe. Și mai există riscul anul ăsta ca alegerile locale să fie comasate cu cele generale, parlamentare. Să ne gândim și la asta. Nu știu cine a vrut să vorbească, că nu se observă. Și oricum, chiar dacă nu sunt decepționat. Nu sunteți decepționat? Da, auzim, dar nu știm cine vorbește. Da, eu sunt Alexandru. Da, da. Chiar dacă nu sunt decepționat de partidul lor, ideea este, în orice partid poate să există persoane și în orice orice om poate să fie simpatizant al partidului liberal, for example, de exemplu, și să fie, să aibă afilități cu Partidul Verde. Și în loc să voteze Partidul Național Liberal, o să voteze Partidul Verde. Deci, eu cred că această publicitate a noastră trebuie să ajungă la absolut fiecare român în parte și el va decide dacă este mai important să susțină câțiva parlamentari care i-au văzut cum sunt și știu că îl vor fura, sau o să susțină un complet nou partid verde care nu mai pe piața, în viața politică, care are complet oameni noi, care are un complex suplu, care are oameni tineri și care vrea într-adevăr să facă ceva bine pentru România. Stimați domni, vorbim de mai mult de o oră, mă gândesc că ar fi timpul și să închidem ca să nu obosim publicul nostru, cum îi invităm în fiecare seară de la 7 să ne urmărească și deci le ia cel puțin o oră pe zi dacă vor să fie în ritm cu noi și pe undă verde. Raul vrea să mai zică ceva în concluzie? Nu. Voiam doar să vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru discuții. Mulțumesc foarte mult.
Mulțumesc și eu și ne vedem, mi-aș dori să vedem și eu personal și cred că și ceilalți colegi și cei care ne aud, dacă sunt medici, fermieri, antreprenori, șomeri, oameni în diferite nevoi, să parieze pe Partidul Verde și să inclusiv să apară aici în emisiunile noastre, fiindcă vom dezbate lucrurile așa cum sunt ele, verde în față și mergem înainte și după COVID, fiindcă altă șansă nu avem. Mulțumesc, Gabi, mulțumesc, Raul, mulțumesc, Alexandru, mulțumesc, Silviu, mulțumesc tuturor celor care ne-au fost alături, au comentat. De asemenea, vă îndemnăm să dați like, share, ca să afle cât mai multă lume despre felul cum încercăm să ne impunem în viața publică onest, curajos, cu grijă pentru mediu și pentru drepturile omului. Seară bună!